Andrei, au trecut 3 minute de când ai zis că mai e un minut. Salut și bine ați venit la Like în Bucătărie. Intri. Hai, unde intrare, intrare liberă. În casă. E petrecere? Carte. Intri undeva mic. Carte. Copertă. Pagina. Scris. Prefață. Cuvânt înainte. Oameni. Introducere. Da, bravo. Doamnelor și domnilor. Introducere. Bine ați venit la Like în Bucătărie. Știți deja ce vă așteaptă. Avem pe șef Florin Dumitrescu și o rețetă aleasă și gătită de el. Cum? Alternativ câte 5 minute. Exact. Un invitat surpriză. Avem o gașcă de musafiri care vor judeca prestația vedetei surpriză. Invitatul nostru special, după cum știți, Costel. Bine ai venit, Costel. Hai noroc, ca un nebunit să cămi. Ce șampon folosești? Cien. Eu o să mă duc în cămară să iau ingredientele. Haideți în bucătărie. Poftă mergem. Bună. Ai emoții? Atât. Foarte. Hai. Atât. Bam. Ce știi tu despre prietenii tăi așa că le place să... Le place foarte mult comedia, dar asta nu se gătește. Okay. Asta se prepară. Le plac... Da. Le... Mamă, dar cum am văzut asta? Da. Le place cu viață, le place cu muzică. Okay. Cred că grătar. Facem grătar de porc. Ok. Cu porc. Nice. Bun, bravo. Bună. E bun, lasă-l pe mândru. E în regulă. Așa. Așa. Ce zici dacă lângă porcul ăsta facem o mămăligă fiartă în lapte terminată cu parmezan și unt cremoasă băgată la frigider, după aia pusă pe grătar? Eu n-am mai auzit de treaba asta în viața mea. Nu? Nu. Și nu vrei să încercăm? Ba da, abia aștept. Uite-l mă, capul. Incredibil. Incredibil. Ai uitat untul, dragul meu. Ce zici dacă facem niște cartofi copți în jar, dar trebuie să-i prefierbem înainte. Ok. Îi tăiem la jumate, punem niște ceai pe care le avem aici, cu smântână și un cup de unt. În regulă. Ce? Ok. Ce s-a auzit un lătrat. Așa, ca să marinăm carne. Bun. Zahăr, sare, boia dulce, boia iute și susan. Ok. Ce zici? E foarte bine și după aceea mai punem și ulei de măsline? Nu. Nu, deci fără ulei de măsline. E marinată uscată. Marinată uscată. Marinată uscată. Ok. Marinată uscată și punem ulei de măsline doar când punem carnea pe grătar. O salată arabească iute cu mentă, cu mentă cu pătrunjel, castravete roșii, ardei gras. Sună foarte bine. Și ardei iute. Merge? Sună foarte bine. Îți place. Ulei de măsline și lămâie. În regulă. Ah, uite, incredibil. Incredibil. Tu ai cumva un microfon și ne auzi? Sau, sau e... wireless? Uite, asta e gând. De la lumină, am înțeles. Da. Ți-ai explicat? Da. Știi de ce ai ce-ai de făcut? Da, știu ce am de făcut. Cap. Cap. Celălalt. Stemă, celălalt. Deci eu. Yes. În acest caz, Florin Dumitrescu, spor. Ai 5 minute. Mă învață băieții bancuri afară? Da. Bine. Nu, dar mai bine, nu vrei mai bine să faci grătarul? Bine. Dacă tu vrei de grătar? Nu știu unde a fost Florin, așa că prima dată spălăm mâinile. Nu pot să nu cred. Vai de mine. Dar nu, stai că n-ai zis. Este chiar un bucătar, exact ce ne-am rugat să vină. Deci punem tot laptele, așa a zis. Punem tot laptele. Ca să fie sarea sare, ia să vedem. Ai gustat-o? E sare sau zahăr? E sare, e sare. Ai gustat-o? N-am gustat-o, dar am încredere. E sare. E sare, gata, am pus. Așa, după care, asta lăsăm să fiarbă așa, după care marinăm ăsta cu, cum a zis, lingurița, unde este? Bună, hai că folosim dita mai lingura aia, dar punem jumătate. Îți deci, propun zis... ceva, dacă îmi permiți. Ești sigur că a spus linguriță sau nu, și nu lingură? A zis linguriță. Ești sigur? Nu sunt sigur de nimic în viața asta. Nu vrei mai bine să, având în vedere cantitatea de carne, să o marinezi mai civilizat? Să-i pun mai mult. Nu știu Hai, ce zic. E ok, e o idee foarte bună. Hai să vedem. Eu o să te ascult. Hai mai punem niște zahăr. Mai pune. Hai mai punem niște dintre asta. Hai mai pun... Nu, sare am pus destul. Hai, lasă. Hai mai pun niște sare. Așa. În regulă niște piper, invers. Right. Vrei și un pic de cimbrișor? Da. Porcul și cu cimbrișor mi se pare că merg foarte bine. De ce nu este cel mai rău caz, ce o se întâmplă? Nu mâncăm. Da, o să supere. Ce, n-am mai... Eu am mai trecut prin asta să nu mănânc. Bun. Mă duc să văd ce face Dumitrescu la foc. Bine. Oameni buni, ia uitați ce fac eu aici. Hai că am marinat foarte bine, arată ca niște gujoane de pui. Eu n-am mai folosit susanul în marinarea
nimănui. Nimănui. N-am marinat pe nimeni, scuze. Sună foarte dubios. Andrei, timpul! Așa. E timpul să faci... Ai făcut focul, bravo, bravo. Cine a făcut focul? Eu. Oare mi-a zis... Florin, mi-ai zis cum să tai legumele? Cuburi! Cuburi! Am înțeles. N-o să iasă fix cuburi. Ești cam pretențios cu cuburi. Mă bucur. Doamne, ce bine. Ce se întâmplă? De ce asta? Așadar, Florin, te rog frumos, lasă-l pe... Da, da? Nu, 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 a, pardon, Florin, te rog frumos, e confuzant pe cuvântul meu, doamne, da. Mai ales că din spate, ba nu, din spate, păi, nu e confuzant, că e diferența mai clară. Ai pus sare? Am pus. A pus sare? Am pus. Du-te de aici, gata, te rog frumos, du-te și vezi de treabă. Am venit ca doctor aici din operație. Am venit ca doctor din operație. Părerea. A pus cimbru, care e în plus. Eu l-am pus. De ce? L-am întrebat, ai vrea să punem și cimbru? Și a zis da, e invitatul nostru acum, ce vrei să-l refuz? De ce e în plus? E porc, cimbru? Chiar mi-a spus, și uite ce idee bună, porc, cimbru. Grătar, grătar, fă-ne să ne bucurăm de toată mâncarea pe gătit astăzi. Bine, păi să tăiem legumele, zic atunci. Foarte bine. Da, mă, da. Știi care e diferența între mine și Florin? De ce mă ne mai legăm? Este că păpune vine cu tupeu, asta e problema. Da, și da. Eu vin foarte prietenos cu voi, bă, uite care treaba, ce da, facem, hai să vedem. Aici am greșit. Ia să vin eu cu... Gata, schimb. Gata, mă, știu ce fac. Vin direct ca Florin. Ce faceți, mă, garicilor? Ok. Mai un minut. Și fierbe laptele. Acum... Mă, frate, mă, capul. Lasă că pun aici perna pe jar. Îmi cer scuze că vă deranjez pe trecerea. Da, scuze, Costel, scuze. Costel, te rog frumos, treci pentru că prestația ta o vor juriza acești domni. Tu ce faci aici? Stau. La două mâini începem. Deci asta deja e la... Te dai mare. Te dai mare. Hai, preial. Vezi că după aia trebuie să ungi cu ulei o tavă de jos și să-l torni acolo, da? Am înțeles. Nu, eu dau de 7 ori din chestia asta, du-te, dumne, la da. Foc, că e are o consistență. Ce mai am de făcut? Că cred că aici trebuie pus... Băi, eu zic să o stingem. De ce? Abia a pus mălaiul. Abia a pus mălaiul? Sau poate l-a pus mai nu, demult? Nu, 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 deci eu zic să o stingem așa. Eu așa... Nu mai trebuie pus unt. Untul, și... da. Da. Păi și ce vrei de la mine? Te rog, mai amestecă tu că tai untul. Dacă mă pui să amestec... Este incredibil cât de bine s-a mișcat Florin. A făcut salata. Deci suntem băieți. Și vrei să spun ceva? Sunt nebun astăzi. De ce? Mă, să pun parmezanul! Mulți oameni care zic, bă, și ceva, o să fiu nebun. Bă, nu fii nebun. Fii! Gata. Nu, nu te opri. Sunt să fiu nebun? Da! Da! Pune, ce okay, poate gata, fi rău? Și mai pune un pic de parmezan. Florin! Florin! Da! Ai pus ardei iute în salata ta? Da! Alright, bă, da, a făcut tot asta. Lămâie și a pus. A pus de toate. Trebuie doar amestecată păi în timp ce amestec aici, ce mă pui pe mine să muncesc? Mă duc până afară. Îmi iau și clopoțelul cu mine pe Florin, ai pus cu sâmbur de lămâie. Not pimpin, not pimpin. Ia uite, ce faci asta? Trebuie exorcizat. Oh, shit. Adică, o, Doamne. am tradus ca Irina Margareta Nistor, a fost ei la naiba. Florin! Cartofii! Florin! Da! Are nevoie cum de ajutor, Costel. Cum îmi dau seama dacă sunt prefăcuți? Ori joacă urât sau cum îmi dau seama? Că bag cuțitul în ei și nu zic nimic. Sunt prefăcuți? Poți să-i scoți. Dar ce fac cu cartofii? Unde-i pun? Trebuie să rup 6 bucăți de folie de aluminiu. Păi asta nu mi-ai zis. Păi îți zic acum. Am ce se distrează ăștia afară. Stai ce puțin, că știi care e toată treaba, am uitat să fac o chestie și anume, te-am ajuns tu, da. Era această chestie, nu? Această tavă, da, trebuie da, unsă chica. Cu ulei de măsline, da. Jbang, cred că mai mult, și după aia trebuie pusă mămăligă aici. Costel! Da! Ajutor! Ce-ai făcut? Ai luat foc?
Doamne ferește. Mamă, ce miros, miros îmbietor de parmezan a venit. Pune tot, aici. Pune tot, pune tot. Îți mulțumesc. Oradici! Da! Ce mișto a ieșit, mămăliga asta. De-abia aștept să fac și eu acasă. Acum e rândul lui Florin. Gata, am plecat. Hey. Salata. Salata. Cartofi. Ok. Ce înseamnă grătar până la urmă? Care e ideea cu grătar? Nu trebuie neapărat să fie grătar la grătar. Da, deci nu trebuie neapărat. Grătar de spirit. Grătar, despre asta e vorba. Da, da, grătarul e o convenție. Orodici, lasă-mă măliga aia. Mai am bujei. Da, mă, las-o numai că te îngrași. Și duci tu cartofii ăștia la grătar. Ia, și aruncați în jar. Dar pe margini. Uite, ăsta e grătarul, pe margini puneți cartofii, da? Bun, poftă bună, faceți curat pe aici, vine momentul când în sfârșit veți degusta și apoi veți vota cu like-uri. 10 like-uri dacă vă place foarte tare ce ați gustat, 1 dacă vă place mai puțin. Poftă bună! Spor la mâncat. Vedeți că e fierbinte gospodina. Tarapiti! Cineva. Ia, asta l-am văzut pe Costel când a făcut-o, pe asta o vreau. Eu am văzut că a avut și ajutor. Nu le-a făcut să nu te dai. N-are cum. Mamă, dar câte emoții ai, Costele. Am foarte mari emoții, mi-au transpirat palmele. Nu, mai nu trebuie să-ți fie frică. De ce? Sunt prietenii tăi, le-a fost foame, au avut și de mâncare și de așa. Așadar, doamnelor și domnilor, vă anunțăm că dintr-un maximum de 50 de like-uri, Costel, aici de față, a acumulat 50 de like-uri! Acesta a fost episodul nostru! Vă așteptăm pe surprize.lidl.ro cu premii și unde veți putea observa rețeaua pas cu pas! M-am super hiperventilat, ventilat, doamne, și mai pot să vorbesc! Hai să facem un selfie! Băieți, mulțumesc din suflet, o să vă mai fac de mâncare. Spor la gătit.